În penultima etapă a sezonului regular din Liga 1 de futsal, liderul competiției Auto Bergamo Deva va întâlni a șasea clasată Luceafărul Buzău. Partida va avea loc duminică 6 martie de la ora 18 la Sala Sporturilor din Deva, iar cei de la Auto Bergamo nu concep să nu cucerească cele 3 puncte puse în joc, extrem de importante pentru păstrarea primului loc la finele sezonului regular, câștigătoare acestuia având un program mai avantajos în play-off. Meciul cu Buzău trebuie neapărat victorie ca să ne fim siguri de loc întâi în campionat. Clar, nici nu se pune problema. Auto Bergamo are 35 de puncte, fiind urmată în clasament de United Galați cu 34 și FK Odorheiu Secuiesc cu 33, dar echipa din Deva are un meci mai puțin disputat. Pentru a fi sigur de ocuparea primului loc la finele sezonului regular, cei de la Auto Bergamo mai au nevoie de 6 puncte din 3 jocuri. După meciul cu Buzăul, Auto Bergamo va juca pe 10 martie de la ora 18 acasă o partidă restantă cu a 4-a clasată CFR Timișoara. În ultima etapă, Auto Bergamo va juca pe terenul Lanternei Roșii Clujana Cluj și este mare favorită în partida ce se va disputa sâmbătă 12 martie de la ora 17.